Domnule Negrescu, aș începe cu dumneavoastră, pentru că este o măsură care în alte țări a fost deja aplicată și a avut succes ca urmare dovada ratei foarte mari de vaccinare. De pildă, în Italia sau în alte țări, aș vrea să ne spuneți de ce în România nu s-ar putea pune în aplicare o astfel de măsură și care ar fi efectele din punct de vedere economic, consecințele pentru angajatori. Ar trebui pusă în aplicare o astfel de măsură pentru că e nevoie de o lege care să guverneze până la urmă această pandemie în care ne aflăm în ultimii 2 ani. Pentru că până acum au fost decizii contradictorii, au fost restricții care au fost ridicate sau impuse de pe o zi pe alta, astfel încât marea majoritate a companiilor au fost practic bulversate de această situație. Vă dau un exemplu, sunt multinaționale, companii mari în România care activează, care în alte țări, de pildă, au acest certificat verde și și-au creat o politică de personal care să le permită să evite îmbolnăvirile în masă care pot crea probleme pe lanțurile de producție. În România nu pot face acest lucru pentru că nu au o lege cum trebuie. Așa am ajuns la situații absolut bizare, cum sunt cele cu hipermarketurile, cu acele garduri puse între cei vaccinați și nevaccinați. Așa am ajuns ca atunci când vrei să controlezi o problemă de producție în România, pe lanțuri de producție, să nu știi ce măsură să iei ca să nu poți fi atacat de către sindicate, de către oameni, de către cei care sunt vaccinați sau nevaccinați după caz. Așa încât este nevoie de o lege care să stabilească foarte clar ce vrem să facem, cum vrem să aplicăm această politică anti-COVID, pentru că până la urma urmei ce ne interesează pe noi în mediul privat? Să reușim să stăvilim practic îmbolnăvirile care pot afecta activitatea companiilor. Dar ce se întâmplă cu angajații cărora nu le va fi permis accesul la locul de muncă în cazul în care nu sunt vaccinați? Deci nu au acest certificat COVID. Încă nu știm exact cum se va aplica această lege. De la caz la caz se va discuta. În momentul de față, multe dintre companiile din România s-a discutat cu fiecare angajat în parte, fiecare a venit cu soluțiile proprii. În companiile unde se lucrează remote, adică de la distanță, s-a mers pe ideea că dacă ești nevaccinat, lucrează de acasă sau vină la serviciu doar cu test, adică se lucrează în așa fel încât să nu îți pierzi angajații, pentru că nimeni nu vrea să-și piardă angajații în această perioadă și toată lumea încearcă să găsească soluții. Dar nu era rolul companiilor să găsească soluții, era rolul statului. Și mai vedem un efect care se simte din ce în ce mai puternic, o scădere semnificativă a consumului în România, generat de această inconsecvență și aceste ezitări ale autorităților legate de cum aplicăm măsurile anti-COVID. Da, și este totuși un blocaj politic, domnule.